După cum v-am promis în clipul lui A6700, am revenit cu un review pentru o cameră full frame Sony ZV-E1, o cameră aproape perfectă pentru YouTube sau creație video. Înainte să vă vorbesc despre design, utilizare și specificații, am să vă arăt un scurt clip. Am folosit ZV-E1 în Paris și am făcut poze, am filmat și am creat acest montaj care să surprindă atmosfera orașului. ZV-E1 este o cameră compactă și perfectă pentru călătorit. Eu am avut la mine două obiective, Tamron 17-28mm f2.8 și Sigma 24-70mm f2.8. Și astfel am acoperit o plajă focală bună pentru genul de poze și de clipuri pe care voiam să le fac. Ca portabilitate este similară cu A7C, doar că nu are vizor și are un layout diferit. Este o cameră ușoară pe care dacă o asociez cu un obiectiv micuț, e perfectă de luat în vacanță sau de folosit pe un gimbal. În partea de sus are un comutator pentru a trece de la filmare, la poze sau la SNQ, un buton mare de record, un microfon pentru înregistrare și o patină pentru atașarea diferitelor accesorii. Avem buton de pornire și unul pentru zoom, buton custom și se vede că această cameră a fost concepută în special pentru filmări deoarece are aceste găici pe lateral care nu se mișcă și nu zornăie și are un LED mare deasupra care indică faptul că filmezi. Ecranul este rabatabil 360 și astfel ai butoanele clasice pentru o cameră mirrorless. Pe partea de conectivitate ai slot pentru card SD și aici pot fi folosite și noile carduri mai rapide de tip CF Express Type A. Ai mufă pentru microfon și mufă pentru monitorizarea sunetului, USB-C pentru încărcare sau transfer de fișiere și un micro HDMI. Minimum necesar pentru o astfel de cameră. Bateria este mare și oferă o autonomie bună, iar gripul este mai ieșit în relief decât cel al lui A7C, ceea ce înseamnă că e mai confortabil de ținut și de folosit pentru o perioadă mai lungă de timp. Camera ZV-E1 are un senzor full frame CMOS Exmor R cu iluminare din spate de 12,1 megapixel, care oferă sensibilitate crescute, un zgomot redus în imagine și un efect bokeh foarte bun. Este practic același senzor de pe excelentul A7 S3. Acest senzor are un interval ISO de la 80 până la 102.400, iar pe intervalul extins se duce și mai sus. Camera este capabilă să filmeze 4K la 60 de fps fără crop și 120 de fps
după ce a primit un update recent cu un mic crop. La nivel de calitate al imaginii, poate să filmeze pe 10 bits 422, S-Log2, S-Log3 și S-Cinetone. Practic, dacă ți-a plăcut A7S3, dar bugetul nu-ți permitea să o achiziționezi, poți să-ți iei acum un ZV-E1 și primești 80% din ceea ce oferă A7S3. Bineînțeles, nu vei avea parte de un vizor, doar un slot pentru card SD și micro HDMI, nu un port HDMI normal, cum e la A7S3. Și pentru că este mai compactă, este mai probabil ca ZV-E1 să se încingă mai repede în timpul filmărilor lungi. La cum am folosit-o eu în filmări scurte, nu am avut probleme cu supraîncălzirea. Am filmat și un interviu de 30 de minute în studio la 4K, 24 de FPS și nu s-a încins. Camera ZV-E1 are și ceva numit Cinematic Vlog, ce include funcția de lux, care oferă tonuri medii naturale, culori calde, îmbunătățind tonurile pielii. Apoi mai are ceva numit Moods, care accentuează anumite culori și viteza de tranziție AF, care determină cât de repede se va face schimbarea de autofocalizare între subiecți. În acest mod, camera trece pe filmare la 24 de cadre pe secundă și cu un raport de aspect CinemaScope de tip widescreen, adică 2.35:1, cu benzi negre deasupra și de desubtul imaginii. Nu este ceva ce aș folosi prea des, însă pentru începători cred că este o funcție bună. Mai important este că ZV-E1 dispune de S-Cinetone. Bazat pe tehnologia Cinema Line de la Sony, S-Cinetone oferă tonuri medii naturale esențiale pentru o culoare a pielii cu aspect sănătos, pentru a reda o calitate cinematografică a imaginii. Camera are un autofocus foarte rapid, precis și va fi excelent, indiferent de situația în care te afli. Real-Time Recognition AF incorporează o unitate de procesare pe bază de inteligență artificială, care utilizează datele privind forma subiectului pentru a recunoaște cu precizie mișcările. Astfel, camera recunoaște un corp și îl păstrează în focus chiar și atunci când este întors cu spatele la cameră. Pe lângă oameni și animale, unitatea de procesare pe bază de AI face acum posibilă recunoașterea păsărilor, insectelor, mașinilor, trenurilor și a avioanelor. Apoi, camera are și o funcție de AI tracking prin care camera urmărește subiectul în cadru, pe care am văzut-o și la A6700, copiată practic de aici. Camera recunoaște subiectul, iar dacă acesta se mișcă în cadru, imaginea se mișcă cu acesta. Ca și cum ai avea un cameraman care te-ar urmări. Încă nu-mi dau seama cât de util ar fi, dar poate aduce un plus de dinamism într-o filmare și ar putea fi interesantă pentru cei care se filmează singuri și nu au un al doilea om în spatele camerei. Camera are un sistem de stabilizare internă care, alături de senzorii giroscopici, cu algoritmii optimizați, ajung la o stabilizare de până la 5 trepte. Astfel poți să filmezi din mână fără probleme pentru vloguri sau alt tip de conținut. Stabilizarea este foarte bună cu Dynamic Stabilization, însă se face crop, dar poți combate asta cu un obiectiv ultra-wide. Stabilizarea Dynamic Active Mode este cu aproximativ 30% mai eficientă decât cea oferită de Active Mode pe modelele anterioare. Altfel, ai noul meniu Sony, care este intuitiv și poți naviga prin atinge pe ecran și are suport pentru aplicația Creator's App, prin care poți transfera rapid poze pe telefon. E foarte simplu de utilizat și am folosit-o de mai multe ori în vacanța de la Paris, pentru a publica imagini pe rețelele de socializare. Sony cataloguează această cameră ca una de vlogging, dar e păcat să o pui în această nișă. Eu nu fac vlogging deloc și mi-aș cumpăra această cameră pentru YouTube, pentru călătorii, poze și amintiri. Senzorul e foarte bun, stabilizarea activă este excelentă, dar cu un crop. E o cameră compactă și foarte capabilă și în același timp are un preț mai mic decât A7S3 și FX3. Sony ZV-E1 are un preț în acest moment de 13.200 de lei, doar body-ul, pe când A7S3 se vinde cu 18.000 de lei. Dacă ar fi să-mi cumpăr o cameră full frame pentru video în 2023, sigur ZV-E1 ar fi prima pe listă. Mersi că ai urmărit acest review și nu uita să te abonezi, deoarece o să avem și alte clipuri despre tot felul de gadgeturi, inclusiv alte camere foto. Pe data viitoare!